Bună, bă, bună ziua! De la ProTV știți. Da, da, da. Dumneavoastră sunteți oierul Gigi Becali? Yeah, da, 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 da. Am, ea e oaia neagră? Da, am mai multe oi. Da? Spuneți-vă, nu, nu, spuneți-mi în primul rând despre viața dumneavoastră. Oaia aceasta este mai mai schiloată, mai rahitică. Din ce cauză? Nu mănâncă, cred că are lipsă de calciu. Nu, nu prea poate să țină pe picioare. Dar n-ați hrănit-o? Ce ați făcut? Domne, eu am încercat să o hrănesc. Domne, dar la sex, cum se fac? Bă, pleacă pe popina publică de aici. Nu, are blană în cur, nu face. Continuați, continuați, domnule. Ce să vă mai spun? Restul oilor sunt în regulă. Merge treaba. Merge? Oile. Câte oi aveți dumneavoastră? Vreo 200. Bine, că puteți să le faceți față la toate? Da, mai am la sână, mai am, da, da. Că... Bun, dar dacă ea este așa rahitică, așa, așa, subnutrită și da, vai de capul ei săraca, de ce o mai luați după dumneavoastră? Cred că o tai în seara asta. Păi și cine, ce faceți cu ea dacă o tăiați? O tai, fac o bastramă cu prietenii, beau o țuică fiartă. Cu schilodenia asta? Dom'le, cât pot să iau și eu după ea? Bun, dar de cât timp sunteți dumneavoastră oier? De 10 ani, 10 ani. Și meseria asta a devenit, nu știu... Un job, un hobby. Un... Un job. Da, pentru dumneavoastră da, este un hobby, nu este un da, job, nu? Da, eu mai am și vacicări. Da. Și cum vă împărțiți? Mai mult cu oi. Stau mai mult cu oi. De ce ele sunt mai cu minți, mai cu... Da, da. Oaia asta e cam năzdrăvană, dar mi-e drag... Se vede, după față se vede. Mi-e drag de ea, aș mai ține-o vreun an, doi. Mi-e drag așa dar de nu aia. V-ați gândit la un moment dat să încercați să-i schimbați fața? Mă gândesc că acum vreau să o tund. Vreau să o tund pentru că are nu căpușe. Păi, da, da. Căpușe? Da, da. Lație. A, am înțeles, am înțeles. Bun. Și vreau să-i fac nevastă mea o haină de blană. De ursă. Și puitura asta de oai? Domne, mai punem că vreau să le tund pe toate. A, vreți să le tundeți pe toate? Da. Am înțeles, am înțeles. Și pe ce zonă sunteți dumneavoastră cu oile? Baia Carpatică. Baia Carpatică. Nu, spuneți, spuneți, vă rog, continuați. În Carpați, pe acolo. Păi de ce vorbim și eu? În Buceci. Ia zi, de ce vorbim și eu? Da, ce să zic? Hai cameramanul, hai cameramanul, față cameramanul. Gata, haide, haide, filmați. Așa. Stai așa, domnule, ca să un moment, terminăm. Un ultim interviu. Dumneavoastră ați avut cumva vreo legătură cu domnul Gigi Becali? Nu, nu, n-am avut nicio legătură cu el. El a avut l-a finanțat. A avut... Lăsați-l, domnule, opinia publică să plece de aici, opinia publică, vă rog. Nu mai filmați, vă rog frumos, gata. Gata, nu mai filmați. Cum vă conduceți voile? Cu ce cuvinte? Da. Drept înainte, drept înainte. Drept înapoi, da, stă așa. Și vă ascultă? Da, ne ascultă. Ia, faceți-ne și nouă demonstrație cu aia de față. Sau cu câinele. Faceți-ne și nouă demonstrație, pentru că vă dați seama, suntem curioși și noi. Câinele Shark. Dima ham. Are din doi. Lată-o un pic. Hai, hai de... Nu vă ascult, nu vă ascult. E nemâncat acum. E nemâncat. Blechi, blechi. Uite, uite, a venit Sharky 2. Băi, bulanul. Dai, mă, a venit aici... Doamne, dar faceți și mai o demonstrație cu aia, să vedem dacă vă ascultă. Cu aia. Avem aici un ajutor, uite. Asta e... Înapoi, nia! E un ajutor. Nu prea ascultă, domne, dar aia le-am preluat și eu de la... Mai mulți oameni acum am fost să le culeg și nu prea mă ascultă. Dar v-ați gândit să schimbați jobul? În schimb, câinii mă ascultă. Câinii? Da. Oile sunt curve, da? Băi, bulanul. Domne, lăsați-l, domne. Alo, câine, coteț. Oile sunt curve? Îmi pare rău de el că e un câine fără coteț. Dar nu v-ați gândit să-i găsiți un stăpân? Da, e singurul câine, nici el nu prea mănâncă. Paște. E la fel ca oaia. Oaia, chemați puțin oaia încoace, vă rugăm. Hai, hai joiți. Hai. Hai, vin oncu, hai. Văd că nu vă ascultă, domne. Nu mă ascultă, domne, e încăpățânată, e... Trebuie să o bat un pic. Păi, dar arătați-ne! Nu, dar puneți-o, domne, că... Na. O pun pe prăța. Adică vă ia la mișto, Dumnezeule. Și cum o pui? O pui capră sau oaie? O pun capră. Dar tot timpul o puneți capră? O pun capră cu toate, e bine, ea e oaie. Am înțeles, da, da. Am un cap.
E oaie, dar nu și o pui în capra. Da, acum dumneavoastră trăiți... E fă mai multe poziții. Da, din câte știu eu, bănuiesc că trăiți singur cu ele, decât cu oile. Da, da. Și nu v-ați gândit, na, la un moment dat mai aveți nevoie de o femeie, de... Ce-și fac cu oile? Adică oile. Uneori și cu capra. Adică stați că nu înțeleg. Le apuc de coane. O, o lipsă de femeie, da. Și le dau. Le dau. Ce le dați? Să mănânce. Cum, domnule? N-aveți idee ce limbă, ce limbă aspră are. Dumnezeule, bă, dar asta e zoofilie. La noi ce bani se mai întâmplă să faci chestii de-astea. Neapărat bine să discut cu dumneavoastră. Sănătate. Sănătate.